Găsit la tablou de viață, un tablou de viață care are legătură tot cu vacanțe muzicale, că tot am mai făcut noi emisiuni legate de acest eveniment cultural desfășurat la Piatra Neamț. Stăm de vorbă cu doamna conferențiar universitar doctor Mihaela Spiridon, care este de ani de zile în spatele a ce vedem noi pe scenă. Este directorul artistic al Festivalului Vacanțe Muzicale. Bună ziua și mulțumesc că ne-ați primit din nou acasă la Eu vă dumneavoastră. Mulțumesc că m-ați onorat din nou cu prezența. Noi am mai făcut un tablou de viață acum vreo 3 ani de zile în care am vorbit despre viață, despre copii, despre talente, despre ce înseamnă viața artistică. Acum vom continua discuția și ne vom axa în special pe vacanțe muzicale, pe cât ce înseamnă munca asta din spate. Noi mai facem ediții speciale cu directoarea Centrului Carmen Seculare, doamna Carmen Nastase, și ne mai ține la curent cu ce înseamnă, dar ne-a spus permanent de doamna profesoară Mihaela Spiridon, care este sufletul vacanțelor și cu care colaborează îndeaproape. Deci ce e munca asta? Ce înseamnă cele 7 zile? 7, cred că nu? Da. 7 zile de festival. Ce presupun în spate? 7 zile ori câte 2 concerte pe zi. Mă rog, mai puțin prima și ultima zi în care e doar un concert. Păi să încep prin a spune că o ediție de un festival de o asemenea calitate. Pentru că, sigur că dacă îl compari cu festivalul George Enescu, Festivalul Vacanțe Muzicale e de mult mai mici dimensiuni, mă rog. Dar un asemenea festival e pregătit cu cel puțin un an înainte. Deci se termină unul, da, începeți imediat, da, pregătirea și de multe ori nu se termină o ediție când eu am deja în vedere anumiți artiști pe care să-i invit pentru ediția viitoare. Această modalitate de lucru îți conferă ție, ca director artistic, un anumit confort, pentru că știi pe cine mizezi. De asemenea, arată celui cu care iei legătura că e un lucru serios. Deoarece, cum să spun, acum și pe mine, dacă mă sună cineva și spune, știți, am vrea să susțineți un recital peste 3 zile la noi. Îl privesc așa puțin cu suspiciune, adică nu cu 3 zile înainte mă anunți. Nu că n-aș putea să onorez invitația, dar nu e profesional, nu e așa cum trebuie. Și atunci, munca începe cu un prim contact cu cei pe care eu îi am, mă rog, în atenție. Mă rog, mi s-a întâmplat, zice, păi cum în iulie anul viitor? Păi mă sunați în septembrie? Zic, da, vă sun în septembrie, deoarece îmi imaginez că agenda noastră este suficient de încărcată încât să vă rog să vă faceți timp în data de, adică nu așa luna iulie. Luna iulie are 31 de zile. Nu, în data de 4, ora 19. E, asta impresionează foarte plăcut pe, așa cum spunea, pe cei cu care iau și contact. Exact. Desigur că proiectul inițial suferă modificări pe parcurs.
fie un artist este indisponibil și atunci trebuie să caut pe cineva Dar de de obicei lucrați aceeași. cu varianta B? Adică aveți undeva în agendă, în caz de Da, ceva. categoric, Deci categoric. aveți așa o plasă Da, de siguranță, și că nu. dacă va, mă rog, cei care figurează în varianta A, să zicem, sunt toți disponibili, ceea ce este absolut minunat, atunci varianta B va fi ediția viitoare. Așa, adică e Deci o urcă listă pe stand-by. la A, Da, da? e un perpetuum mobile, așa, în lista mea de invitații. Așadar, nu am avut și iată sunt câteva ediții per total, mă rog, ediții la care eu am fost director artistic și am făcut selecția propriu-zisă a protagoniștilor. Ele sunt 7, dar în afară de cele 7, unde mi-am asumat selecția, au mai fost niște ediții pe care le organiza Facultatea de Muzică, proaspăt înființată, respectiv ea în 98 a luat ființă această instituție de învățământ superior muzical și practic ea a preluat cumva organizarea acestui festival, mă rog, eu fiind pe vremea aceea director la facultate, categorică eram implicat în tot ceea ce însemna activitatea facultății, dar, repet, aceste 7 ediții, mă rog, mi le asum. Întru totul, da? În totalitate au mai fost niște concerte asupra cărora am discutat cu doamna Carmen Nastasă și mă refer la seara dedicată muzicii tradiționale. Mă rog, dumneai fiind cumva mai aproape de acest gen muzical, prin Festivalul Internațional de Folclor pe care îl organizează și așa. Eu știu câteva ansambluri de notorietate din țară, realmente profesioniste, aceste ansambluri, care au venit. Cam toate au venit. Mai e unul care va veni anul viitor. Și, Eu n-am mă și rog, întrebarea asta undeva nu, nu pregătită, nu? încercați, nu, Nu? nu încercați. Sau Măcar pentru... încercați, da. măcar așa, în pauză, pentru sufletul meu și promit să Da. nu dezvălui. Și așteptăm să mai crească, așa cum așteptăm să mai crească tineri sau să confirme tineri școliți la Piatra Neamț. Acum 4 ediții am avut ideea de a înființa acea seară dedicată tânărului artist nemțean, unde am invitat în fiecare an un muzician care a început ABC-ul aici, Aici la noi. ABC-ul muzical aici la noi. Sigur că și aici are loc o selecție. Eu nu am în vizor, cum să spun, orice absolvent de liceu de artă, Victor Brauner, secția muzică, care a făcut un conservator și, mă rog, a îmbrățișat o carieră didactică. Nu. Eu am în vedere tineri care, după absolvirea liceului, au făcut cursuri universitare, postuniversitare, eventual doctorate sau, mă rog, și au făcut o carieră S-au remarcat. muzicală, o carieră. Ei, carieră înseamnă concerte, concursuri câștigate, catedre în afara țării și, mă rog, și aici sunt cam puțini care au reușit la nivelul ăsta. Mai am 2 ași în mânecă. E, după aia tot aștept să mai crească tinerii noștri. Dacă
nu vor mai fi o perioadă, o să transformăm acea seară în altceva, dar tot legat de copiii noștri de aici. Pentru că, mă rog, discutam la o conferință de presă și am spus, dacă noi nu Nu ne îi promovăm. promovăm și nu îi aducem înapoi să-i cunoască lumea, pentru că eu îi cunosc, cei Da, din de branșă multe îi ori sunt cunosc, mai cunoscuți în alte dar părți, nu la exact, noi. dar nu sunt, de exemplu, iată, Andrei Gologan n-a cântat de 13 ani acasă, Celia Costea n-a cântat de 20 de ani acasă. Daniel Ciobanu, el a Mă început să gândeam la vină Daniel, am mai făcut o mult. emisiune cu el și abia Da, aștept să revină. el a venit mai des acasă, a cântat puțin mai des, dar mai sunt care au ieșit din atenția publicului pietrean și chiar a colegilor mei de Nu, și chiar avem specialitate, pentru talente, că, chiar da, avem la un talente. moment dat le Le pierzi pierzi urma. urma, cum se spune, da, pentru că ei și circulă foarte mult și în sfârșit, a fost o reușită această seară cu tinerii noștri muzicieni, de fiecare dată și m-am Eu cred că bucurat ei cântă atât de tare. mai cu suflet, nu O, că n-ar Doamne, cânta, nu vreți dar să știți ce și cred că au emoții cele mai au, mari emoții vai, acasă. Îmi spunea și Celia îngrozitor, că îngrozitor. Da. are emoții acasă. Da, pentru că ei sunt extrem de responsabili. Adică ei nu tratează această seară dedicată lor. Așa, în sfârșit, merg la Piatra Neamț și cânt, dar eu cu o săptămână înainte am cântat la Opera din München sau ce Da. știu eu, din Paris sau. Păi Nu, aici chiar o vede tratează familia, văd prietenii, cu. văd Da. în special profesorii Da. cum au evoluat și... Exact. Și bine, acum am și eu grijă să punctez că e o seară extrem de importantă, că le aparține în totalitate, o gestionează așa cum doresc, pot avea invitați, pot A, susține deci le dați singur, mână liberă. absolut, absolut, până la un punct. Adică mână liberă, dar totuși informează-mă și pe mine ce ai de gând să faci că eu trebuie să știu. Ca să Adică putem noi doi colabora, trebuie da. să știm, Da. restul nu, pentru că, na, se poate să mai strecoară idei neconforme, să zicem, cu statutul festivalului și atunci le mai modelăm, le mai aranjăm, Aveți da. vreun festival preferat sau care v-a rămas în minte sau în suflet pentru cine știe ce motive aparte? Păi, desigur că cel mai aproape și de mare, mare anvergură din toate punctele de vedere e Festivalul Enescu, Festivalul George Enescu, care, cel puțin la ultimele ediții, a avut un program atât ca protagoniști cât și ca repertoriu absolut senzațional. Și de la o ediție la alta, mă întreb ce se va mai întâmpla, adică până unde, așa. Ca de altfel, repet, la o altă scară, se întâmplă și la noi. Pentru că acum 4 ani, când am reînceput colaborarea cu Centrul Carmen Seculare și când am început colaborarea cu doamna director Carmen Năstase, după prima ediție, toată lumea era în extra, vai, extraordinar, cea mai bună ediție. Ei, când am făcut împreună a doua ediție, asta a fost cea mai. Și tot așa, de la una la alta, eu am avut senzația că ediția trecută, Aceasta 44 sau a 43, mai bine? 43-a, cea de 44. anul trecut, zic, domnule, nu știu ce o să mai fac la anul, adică nu, chiar nu știu. Nu știu de ce. Mă rog, aici e altă discuție. Și iată că ediția de anul acesta a depășit-o pe cea de anul trecut. Iarăși toată lumea a spus, asta este cea mai bună ediție. Acum vom vedea
Ce? Suntem cu Care toții va fi curioși la impresia? ediția 45 și la ediția 45, vă dați seama, dar la ediția 50, Oh, deja... da, ediția 50 e puțin mai departe, așa, cine știe ce se mai întâmplă până atunci, dar tocmai pentru că ediția 45 e, mă rog, așa, o cifră rotundă, în sfârșit am gândit-o într-un fel anume și sper să-mi reușească. De ce spuneam că festivalul nostru a crescut de la an la an? În limita unui buget pe care noi știm că E e limitat un pic, limitat, da. dar, pe de altă parte, nu pot să nu admir puterea de persuasiune pe care o are doamna Carmen la Consiliul Județean. Da, Că eu înțeleg că el e principalul principalul, mai finanțator, sunt sigur și că și sponsor și primărie și consiliul local, sponsor da. și așa, dar principalul finanțator este Consiliul Județean, unde, cum spune dumneavoastră, are un succes teribil. Nu s-a întâmplat să, cum să spun, să fim constrânși de buget, să renunțăm la o colaborare pentru că nu putem plăti onorariul respectiv sau ce știu eu, așa că uitați, nu mai avem bani pentru transport sau nu mai avem bani, știți că e Da. pe secțiuni fiecare buget al unui festival. Nimai puțin adevărat că și eu sunt un negociator la sânge. Deci vă ocupați de asta, de negociați onorariu cu ei? Da, Am da. înțeles. Și mă rog, am noroc că sunt destul de cunoscută în branșa asta și pun problema iarăși în așa fel încât, bine, toți au auzit de festivalul nostru. Asta mă gândeam, că acum Da. e și pentru ei un plus, Da, că deci eu exact. își trec acolo un CV, am Da. cântat și acolo. Și din câte îmi spunea Carmen, își doresc foarte mulți Da, artiști și da. sună să vină, pentru că reprezintă pentru ei ceva. Da, și odată calitatea festivalului, după aceea, felul cum sunt primiți. Și aici mă refer atât la organizatori, cât și la public. Nu mai departe, chiar la ediția asta, Ion Bogdan Ștefănescu, care la ora actuală este primul flautist al țării, în concertul pe care l-au ținut cu clasele de maestrie, el și cu doamna Verona Maier, spunea: domnule, aș cânta în fiecare zi la Piatra Neamț, pentru câte aplauze dăruiți artiștilor. Adică ei simt căldura E și într-un publicului și și... un oraș care iubește asta, pentru că nu Da. se întâmplă în fiecare zi. În orașele Da. mari sunt mai obișnuiți cu viața artistică acolo lângă ei. La noi e mai puțin așa, nu-i tot Da, e timpul chiar, adevărat, da? dar să știți că are foarte mare importanță ce propui publicului. Pentru că, iarăși, în anii 2007, 2008, 2006, 2008, cam așa, prin Centrul Carmen Seculare, am organizat o stagiune muzicală cu recitaluri camerale în fiecare săptămână și un concert simfonic o dată pe lună. La concertul simfonic, care se ținea la teatru, era public. Ei, la recitaluri, eram aceeași. Că eu chiar la un moment dat, așa, mă rog, Da, nu era mediatizat ba evenimentul, da, da? ba da, dar am adus și artiști de marcă, mă rog, pe care am putut să-i aduc în condițiile în care atunci recitalurile acestea se țineau la Liceul de Artă, pe acel pian care ne-a servit foarte bine și mulțumim Liceului de Artă că ne-a îngăduit să-l folosim, dar nu poți să aduci, totuși. Mi-am dorit să-l aduc pe Valentin Gheorghiu, care este un mare pianist și un mare muzician, care are o anumită vârstă. Nu puteam să-l aduc, să-l duc să cânte în sala de festivități a Liceului de Artă, Piatra, totuși, Valentin Gheorghiu. Deci era un impediment acesta al lipsei unei săli de concert, care, bine, asta rămâne în continuare o...
Mă rog, Un of. un of al nostru, da. Dar, de bine de rău, ne putem folosi de sala teatrului, care e foarte elegantă, sigur, cu acustică de teatru și nu de sală de concert, de sala prefecturii, care e foarte curată, foarte elegantă, acolo stând pianul, care nu va fi mutat așa. Pianul cel nou. Pianul cel nou, de Nou. care suntem atât de mândri și am zis, în sfârșit, după lupte seculare care au durat mai mult Mai de mult de 30 de ani, atâta, 20 ceva, da. 30 de ani, în sfârșit avem un pian și nu orice fel de pian, un pian absolut excepțional. Care va aduce pianiști. Da, păi acum Absolut. da, acum da. Da, eu nu pot uita ce, cât chin era pe vieții oameni când trebuiau să cânte pe tot felul de improvizații de pian, de fapt. E, acum stai cu fruntea sus și spui, păi, ce pian aveți? Prima întrebare. Păi, avem un pian din clasa Steinway. E, și când ai spus Steinway, mai că a spus tot. A, că el se numește Boston. Asta e altceva. E firma Dacia Renault, nu? Renault care produce Dacia, Duster, nu mai știu ce. Aoleu, am făcut reclamă, n-am vrut. Lasă, că nu vorbim N-am despre... vrut, da. Nu mă gândesc Nu mi-am la dat seama, nu mi-am dat asta. seama. Da, în sfârșit. Da, deci este un pian foarte bun, foarte, foarte bun. Și acum suntem mai liniștiți. Și cu sala teatrului suntem mai liniștiți pentru că anii trecuți au fost oarecare probleme, dar în sfârșit acum ediția asta a fost tot în regulă. Un pic vreme, așa, și am făcut de Da, cap. vremea ne-a cam, mă rog, ne-a cam pus Dar la încercare. oamenii n-au plecat. Au fost Da, concertul la care chiar da. au stat, adică au stat sub umbrele și mie personal, cât am reușit să vin, să văd, oamenii s-au educat, sunt mult mai educați și E, muzical sunt mai da. educați. S-au E locul, educat e mai și bine, vor da. fi și mai educați de la o ediție la alta, pentru că un singur aspect, mă rog, numai dacă luăm în discuție, faptul că e un gest elementar de bun simț să-ți verifici telefonul. Îl verifici. Chiar dacă tu, știu, când ai intrat în clădirea teatrului sau sălii de concert, l-ai pus pe silent. Înainte de a începe recitalul, te mai uiți o dată la el și îl mai verifici, da? Este extrem de jenant să sune telefonul, la fel cum este Și extrem de mai să mai jenant. și răspunzi. Asta eu n-am, la ediția asta cel puțin n-am prins o fază de asta. La fel de jenant este când tu vii la 7 și 10 și un sfert, când tu știi că acel recital începe la ora 7 și noi, cred că ați la ora 19, ați remarcat faptul că am fost extrem de punctuali, extrem de, adică maniaci chiar. Ne uitam la ceas și când ajungea secundarul la 0, începea concertul sau recitalul. Ei, și mai veneau pe la ceas. Eu admit că se poate întâmpla odată cu un individ, doi, nu știu ce, dar nu intri în timp ce se cântă sau dacă intri în sală, intri pâș-pâș, te aștepți acolo undeva într-un colț, pe primul scaun, nu deranjezi tot rândul ca să ajungi tu în centru, cât mai în centru și așa mai departe. Ei, și atunci am fost nevoiți să încuiem ușa de la intrare la teatru. La ora 7 s-a încuiat ușa. Ghinion pentru cei care au venit la 7 și un minut. Și bubuiau cu Da, pumnii. păi de ce vii la 7 și un minut și nu vii la 7 fără un minut? E simplu. E foarte simplu. Și de la an la an, nu știu dacă mai țineți minte, la acum 4 ani și chiar acum 3 ani, ce nebunie totală era cu copiii care țipau în fața scenei, copiii care, părinții care veneau însoțiți de copii de 7 luni, de un an, la recitaluri. Copilul acela n-are nicio vină, el este atât de mic și nevinovat încât el Chiar nu vrea știe să afară, plângă. el vrea, poate e sete, poate. Tu ca părinte discerni, mă, n-are ce căuta copilul ăsta la un recital cameral, nu? Și
au fost niște momente așa stânjenitoare și pentru noi ca gazde și pentru cei de pe scenă. Ei, anul ăsta, deja astea sunt fenomene, s-au întâmplat, dar singulare, așa, mă rog, câte unul pe seară, dacă au fost. Ceea ce înseamnă că încet, încet Evoluăm cu toții, învățăm. da? Învățăm, da, păi sigur că din fiecare întâmplare avem de învățat. Ce e frumos, ce e bine, ce nu e bine, ce e urât, ce nu e sănătos și așa mai departe. Eu chiar am avut intenție, când eram eu foarte supărat atunci, că e o dovadă de lipsă, de educație, până la urmă, de civilizație, să faci aceste gesturi și am zis că am să pun în fiecare program un ABC al comportării civilizate la concert. Nu e rău deloc. Și să știți că nu Nu cred ai o idee rea. că... Cred că ediția viitoare am să pun și în practică chestiunea aceasta. Mai avem puțin de lucrat la aplauze, în sensul că, mă rog, noi, eu am vrut să fiu un pic mai subtilă și dacă, de exemplu, e o lucrare compusă din patru părți și eu îți scriu că sunt patru părți, adică respectiv îți scriu Allegro, Andante, Vivace, Finale. Tu vezi că sunt patru părți, nu aplauzi după fiecare parte. E, asta deja e un Eu, rafinament, hai exact. să Deci zicem. era aici e Da, pentru un public da, obișnuit. Se luăm da. ușor, Da, nu, dar să știți că spre eu zic final, că așa, la sunt ultimul... receptivi. Da, Suntem cu toții receptivi. pentru că, într-adevăr, sunt... La operă, aplauzi. Când simți, aplauzi la operă. După o arie, după așa. E, aici, în muzica instrumentală, sunt alte reguli. Cu toate că... și aici, domnule, mi-a plăcut atât de mult încât nu m-am putut abține. Acum, ce să fac? Bun, perfect, mă Ok. bucur că ți-a plăcut. Da. Haideți să ne oprim pentru o scurtă Da. pauză de publicitate, după care revenim cu discuția în jurul vacanțelor muzicale. Tablou de viață, alături de doamna Mihaela Spiridon, conferențiar universitar doctor și directorul artistic al Festivalului Vacanțe Muzicale. Este și Daisy alături de noi în Da, această Daisy e o pisică dată. foarte melomană. A, da? Da. Și ce îi place ei? Orice în afară de canto. Orice Nu. instrument, orice fel de muzică în afară de canto. Deci muzica Da, instrumentală, nu. da, Nu-i da. plac vocile Muzica așa? vocală, nu, Nu. nu, De nu. ce? Nu știu, chestiune de gusturi, gusturile nu se discută. Da. Am înțeles. Ei, ori sunt și pe alături de noi. O să spună și eu ceva la microfon. O să spună, nu o să cânte. Da, artiștilor le plac așa animalele, din câte am Da, observat. Cam, foarte mulți au nu? animale de companie, da. Pentru că, na, e o componentă a sensibilității fiecărui artist. Te-ai dus acolo la ediția 44. Lasă ediția 44, că e o ediție foarte reușită, ediția 44. Ca toate edițiile de altfel, Da. aveți vreuna la care, nu știu, să nu fi fost pe deplin mulțumită de ce s-a Nu. întâmplat? Nu. Până acum nu. Poate, ce știu eu, am fost ușor decepționată de vreme, să zicem, că dacă ar fi fost vremea mai bună, ar fi fost Dar strict spectatori de mai mulți, prestație dar ca artistică. și prestație artistică, nu. Nu. N-aș putea să spun că, ce știu, m-au dezamăgit. Pentru că, exact așa cum vă spuneam puțin mai înainte, chiar dacă telefonul sună în perspectiva unei colaborări, am auzit de festivalul dumneavoastră de la Piatra Neamț. Știți, avem și noi un ansamblu, o formație, sau eu cânt, așa, aș vrea să vin să cânt. Eu verific dacă nu cunosc persoana.
Verific, întreb cine e, ce a făcut, unde a cântat, eventual ascult ceva, interpretări și hotărăsc dacă vine sau nu la Piatra Neamț. Nu pot să-mi permit. Deci dă oarecum niște probe sau este oricum verificată? Nu toți. Nu toți. Nu toți. Deci cei... Nu a trebuit să-l verific pe Răzvan Suma. Asta e bun. Nu a trebuit să-l verific pe Ion Bogdan Ștefănescu și mulți, mulți alții. Dar am primit solicitări de la ansamblul pe care, mă rog, nu le știam neapărat. Și m-am interesat, am verificat, mi-au plăcut. Sigur că eu vizionez totul și ascult cu urechea și ochiul unui profesionist. Așa, dincolo de ceea ce ar plăcea unei mari mase de oameni. Pentru că, iată, chiar dacă, să zicem, în piața turnului, nu toți cei care au acolo și au fost pline piețele în fiecare seară, nu toți sunt avizați în ceea ce privește muzica simfonică, muzica de operă și așa mai departe. Și lor le-a plăcut. Sunt convinsă că dacă nu era ceva de calitate, știți cum, nu suna plăcut la ureche, nu știau nu ce, seama, nu știau să nu spună înțeleg, ce, exact, dar domne, nu mi-a plăcut, dar de ce nu ți-a plăcut? Nu știu să spun, cumva. Dar nu mi-a plăcut, nu mi-a plăcut cum a sunat sau, asta deja e foarte grav, când auzi 2, 3, 4, 5 oameni care îți spun asta, nu prea în regulă. Pe noi ne-a ferit Dumnezeu până acum de opinii de astea. Știți că noi la sfârșitul fiecărei ediții facem acel chestionar așa. Pe care noi l-am numit, mă rog, nu Fiind noi l-am numit, ceva. Vox Populi. Așa. Așa. Da. Foarte, foarte util pentru noi. În care punem 4-5 întrebări, care considerați că sunt reușitele ediției, care sunt minusurile, pe cine ați dori să invităm ediția viitoare și așa mai departe. Ei, vreau să vă spun că la ultimele două ediții, mă rog, reproșurile au fost că sunt prea puține scaune. Doamne, iartă-mă, erau sute de scaune acolo. Da, sunt prea puține, sunt într-adevăr, prea pentru puține, câte persoane. Da, e adevărat, dar acum nici nu poți să aduci, nu știu, 2000 de scaune. Bine, eu am văzut niște oameni foarte bine orientați care au venit cu scaune de campanie. Au venit frumușel, nu au avut probleme și le-au pus unde au vrut. Super, super... S-au adaptat. Da, așa. Deci astea au fost singurele reproșuri. Că nu sunt suficiente scaune. E, ori ăsta nu e un reproș la calitatea actului artistic. Acum avem și noi limitele noastre. Am făcut chiar, apropo de umbrelele acelea foarte mari pe care le-au adus cei de la centru, repede, repede, cum să facem, ce să facem, să... cu toate că și în străinătate și eu am, mă rog, am fost la câteva festivaluri și când vedeam că vremea e, știu, capricioasă, îmi puneam pelerină, îmi luam umbrelă, mă îmbrăcam cu cizme și cu pantaloni și ca să stau la acel concert pentru că mi-l doream. E, dacă tu vezi că afară e frig și așa se întâmplă în ultima vreme, clima, nu vedeți, ziua este groaznic de cald și seara e foarte frig. E, dacă tu te duci la un concert în nocturnă, să zicem, începe la 9, se termină poate la 11, știi că e foarte frig. Nu vii cu breteluțe și cu așa ca să pleci și după aceea tot organizatorul vinovat că de ce a fost așa frig. E, nu? Un exemplu. Te duci bine dotat, dar am observat că la concertul Analiei Selis, de exemplu, au venit cu umbrele, cu pelerine, cu... Deci, iată, încet, 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 toate se pun la punct. Așa. După totul nostru, dar organizatorilor, noi am păi făcut am vrut, tot ce am vrut, am putut. Să aflu punctul de vedere al organizatorilor, cum se vede din spate, cum... care a fost, eu știu, din câte ați observat, din feedback-ul pe care l-ați văzut la public, cea mai apreciată seară? Bă, să știți că dacă în alte, la alte ediții erau,
mă rog, câteva share, cel să mai zicem, da? apreciate decât De data altele. asta am găsit foarte multe chestionare, că, mă rog, noi la un moment dat chiar ne-am amuzat și ziceam, doamne, dar chiar așa buni suntem? Adică, unde peste tot erau numai plus, 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 sau 10 plus, 10, excepțional, excepțional. Așa, sigur că am primit sugestii de a-i aduce aici pe Andrei Rieu și Andreea Bocelli. E mult. La ediția trecută să aducem Deep Purple, adică eu pe cuvânt că i-aș aduce, adică n-am nicio reținere, Dar îmi place că au dar idei. Oamenii au idei. da. Și mă rog, își doresc lucruri de calitate, interpreți mari, celebri, dar eu zic că ne-am descurcat destul de bine în condițiile în care, mă rog, în țară lucrurile merg cum merg și, repet, am avut toată înțelegerea la cei care finanțează acest festival. Din punctul meu de vedere, nu știu cum s-o fi descurcat doamna Carmen și, mă rog, cei de acolo care țin contabilitate și așa, pentru că ce ține de resortul meu, respectiv selecția artiștilor și negocierea Onorarii. onorariilor și sugestiile de repertoriu, pentru că și aici e un aspect important. Deci Păi cu le și ce repertorii sugerați să sau? venim? Iarăși, pornind de la titlu, că sunt vacanțe muzicale și se adresează unui public larg, nu poți să vii cu un repertoriu greu, un repertoriu exclusiv pentru profesioniști, pentru ce ai vizat, pentru că atunci omul nu înțelege, ori dacă îi vii cu lucrări pe care, a, dar eu parcă am mai auzit sinfonia asta a cincea, da, știu, sau sinfonia 40 de Mozart, toată lumea o știe, Toată lumea, da. da, Nu știe ei, cum și se cheamă, atunci, dar toată da, lumea a auzit-o. ba, Da? zice, asta o Da? știu, am auzit-o și îmi place, vai, ce bine că o aud din nou, și atunci îl inciți și stârnești interesul, a, da, vede un afiș peste 3 luni, să zicem, concertul, zice, mă duc pentru că mi-a plăcut la vacanțe. Așa. Și chiar pentru cei cunoscători. Am avut o discuție chiar cu domnul doctor Răzeșu vis-a-vis de viziunea interpretativă a orchestrei din Chișinău și a dirijorului de acolo, vis-a-vis de celebru motiv al destinului. Doctorul spunea că ăla trebuia mai dramatic, mai profund. Domnul doctor, zic, ama, pentru fiecare destinul e altfel. Corect. Zic, dacă E viziunea așa l-a simțit lor, ansamblul ăla, eu cred că dacă am stat la o discuție cu ei, ar avea argumente cu care să ne convingă că și varianta lor e valabilă. da? Variațiuni pe Da. aceeași temă, Exact, nu? da. Dacă argumentezi, totul stă în picioare. Da, până Dar la și urmă, asta ce da, e aveți un dreptate, alt aveți mod de a dreptate. cultiva, nu? Da, Îi ofer da. și altceva, o altă variantă să asculte o piesă Da, cunoscută, nu? exact. Și pe mine sigur că m-au interesat în mod cu totul special părerile celor avizați, hai să spunem așa, și în Piatra Neamț sunt câteva zeci de persoane, am nu îndrăznesc să spun sute, poate or fi sute, dar eu cunosc câteva zeci care chiar se pricep la muzică, chiar se pricep și atunci sigur că mă uitam în ochii lor și le ceream cumva opinia, a fost bine, n-a fost bine, ce am greșit, dacă n-am greșit, ce aș putea să fac mai bine. Și m-am bucurat să văd că au apreciat și selecția și nivelul și așa mai departe. Nu mai puțin adevărat că sunt și cărcotași. Dar, din fericire, pentru noi, cei care organizăm, pentru mine, ca selecționer, să zicem Selecționer, așa, da? și din nefericire pentru acele persoane care sunt două, trei, deci nesemnificativ, persoane care cârcotesc ceva de genul, e, da, dar vacanțele erau altceva. Păi sigur că erau altceva. Și noi eram altfel,
acum 40 de ani. Da, dar evoluează la stadiu așa, lumea. Chiar... Da, eu sunt de acord că era o practică a studenților conservatorii din Iași. Noi știm foarte bine istoria acestor vacanțe. Chiar și eu o știu ca absolventă de București. Deci eu, practic, dacă ar fi să... ce știu, să justific atașamentul meu emoțional față de aceste vacanțe, ar fi acela că vreau să fac ceva bine. Dar eu nu sunt absolventă de Iași. Dar asta nu înseamnă că nu știu istoria vacanțelor. Dar ca să-mi vii cu argumente că nu-mi place acest festival, că nu e ce a fost. Păi nu e nicio problemă dacă nu-ți place, nu veni. Nu? Mie, de exemplu, nu-mi place un anumit gen de muzică și nu mă duc la acele concerte. Dar ca să nu recunoști valoarea unor artiști de marcă pe care ai avut privilegiu să-i asculți gratuit, și nici așa nu-i bine, pentru că nu mai sunt vacanțele cum erau și vacanțele trebuie să fie așa cu cursuri, și cu studenți care cântă și... Dar pentru un cerc restrâns erau. Acum e pentru publicul larg, nu? Da. E cu păi totul eu altceva. Cred că e mai mare câștigul așa, adresându-te unui public larg, eterogen, da? Pentru că noi, repet, am făcut acea stagiune, acele stagiuni, că au fost 3 ani. Unde erau aceste două persoane, 3? La recitalurile camerale nu erau. Și a venit. A venit Cristina Anghelescu, a venit, ce, nu mai știu acum, că am scos și o carte cu cele 3 stagiuni. Așa că am zis, domnule, să rămân acolo, să vadă lumea. A venit Quartetul Ad Libitum. Deci, nume, n-au fost. Bianca Manoleanu, Remus Manoleanu. Deci, nume. Unde ați fost, domnilor cârcotași? Cârcotașii sunt doamnelor prea... cârcotașii, mai bine zis. Doamnele. Că tot femeile sunt. Tot femeile. Da, tot femeile. E, na, ce să zicem? Dar nu e nicio problemă. E bine că există și opoziție. Foarte bine. Foarte bine. Care sunt, nu știu, seriile, tematicile bătute în cuie în fiecare festival și care sunt cele care se mai schimbă de la an la an? Care sunt noutățile pe care le-ați avut în fiecare an? Din ultimii 4, să zic. În principiu, ultima seară e seară de muzică de operă. Prima seară e concert simfonic cu un solist instrumentist. De ani de zile dăinuie acea seară a muzicii t�ționale și, repet, chiar au fost super, super artiști ai muzicii populare, acea muzică autentică. Așa. Iarăși, muzica corală, care place foarte mult, foarte mult nemțenilor. De altfel, noi am și avut aici niște coruri foarte bune, care nu știu de ce nu mai există. Sau, mă rog, bănuiesc, dar nu știu cu certitudine de ce nu mai există. Și păcat că nu mai există. Seara universităților, iarăși, este în fiecare an, acolo, la locul ei. Și fiecare universitate își trimite... mă rog, ce consideră reprezentativ aici pentru ea. Aici la latitudinea lor. Da. Adică eu pot eventual să le sugerez, vreau să-mi trimiteți un flautist, un tenor și, nu știu, un trompetist. Dar nu cu nume. Auzit de studentul nu. Sau de... Nu. Eu deci fac ocazia, dau aceste instituțiile să se promoveze, da? Ca să, și din punctul meu de vedere, să creez paleta de culori cât mai largă. Să fie cât mai multe instrumente pe care să le facem iarăși cunoscute publicului. Dacă se întâmplă ca una din universități să-mi spună, a, dar știi că nu avem așa un flautist de top, să zicem. Bun, atunci dați-mi un oboist. A, zice, ăsta avem. Și atunci iau un flautist din altă parte. Și tot așa. Astfel încât să fie totuși reprezentanți care să le facă cinste
celor trei mari universități de la noi, Iași, Cluj, București. Bun, deci am calculat vreo 4 seri bătute Da, în iar foaie, cele nu? care, că mă Așa? întrebați de cele variabile, Da. păi într-un an a fost acea seară de muzică veche care a avut extraordinar de mare succes în formația Anton Pan. Și atunci, din păcate, nu s-a putut ține în piață. Țin minte că ne-am mutat în sala prefecturii și acolo era ceva, era o saună, pentru că toată lumea era udă, atâta lume cât era respira Da. și era, bun, erau clai peste grămadă, dar a fost o seară absolut senzațională, pe care am alternat-o cu muzică, iată, anul ăsta, muzică latino, care Analia Seris a zis, da, e latino, dar este din Argentina, este, păi, e Argentina, e latina, Analia, da, ai dreptate. A făcut un concert atât de frumos, atât de frumos. Așa, care altă dată a fost folk, altă dată a fost pop, altă dată a fost rock. Aici depinde și de cei pe care îi găsim disponibili. Și iarăși, cum să spun, lista de interpreți de muzică pop sau rock e mare. Da, nu e suficient că e mare. Aici trebuie să fie, să se ridice la nivelul festivalului. Și atunci, după ce, nu știu, l-ai chemat pe... Iată, a fost concertul acela absolut senzațional cu Adrian Nour și cu cei trei chitariști. Anul trecut a fost Natrio Zanfirescu. Eu care, mă rog, pretind că sunt profesionist și chiar, adică, cred în asta, nu mi-am putut imagina că trei chitariști pot umple o scenă ca și cum ar fi o orchestră. Au făcut-o. Așa, iar acest Adrian Nour, care este un fenomen, este un super talentat. Așa. Iarăși a fost trupa Taxi, care a făcut un concert foarte bun. Așa. Ei, poți să chem pe oricine după, că deja trebuie să fie ceva deci dacă... mai sus de ei sau mai sus de Celia Costea. Deja... E pretențiile. Sau operei din Atena, totuși, da? Totuși. Când a fost cele mai mari scene ale operei Metropolitan, Covent Garden și mai departe. Ei, de asta spun că de la ediție la alta, publicul așteaptă din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, din ce în ce mai bun, din ce în ce mai frumos, din ce... Bun! E minunat! Da, e minunat! Noi provocări, da? Noi provocări, da, să sperăm să, nu știu, să rămână aceeași disponibilitate financiară din sau partea să crească, Consiliului. Da? Adică cel puțin cel aceeași puțin, da, disponibilitate financiară și sigur că și ediția viitoare va fi foarte frumoasă. Eu sunt destul de încrezătoare așa și destul de liniștită pentru că deja eu am pe hârtie. Sigur că mai lucrez la două, trei momente acolo, două, trei seri. La momentele B și C, B da? B și C, da, mai văd eu cum se leagă, pentru că și aici trebuie să... Un festival n-are voie să cadă. Din potrivă, el trebuie să meargă tot în crescendo până la seara finală. Și să ții publicul, dar oare mâine cum o să fie? Dar oare cum... Cine să ștea? Cum să ștea? Așa. Ei, și de-aia ați observat probabil că la unele ediții s-au mai schimbat, s-a mai schimbat ordinea. Da. A fost întâi muzica corală, după aia artistul nențeam, acum a fost artistul nențeam, după aia muzica corală. În funcție de gradația pe care o urmăresc eu, așa, în desfășurarea festivalului. Deci, oricum, nu e nimic lăsat la voia întâmplării? Nu, chiar nimic. Totul e... Chiar nimic, începând de la boxurile cu apă care trebuie să fie acolo la dispoziția artiștilor, până la sunetul care, la balansul dintre acute și bași și toate alea, apropo de... Da, chiar le-am spus celor de la firma de sonorizare că sunt din ce în ce mai bun și mai s-au bucurat că, mă rog, i-am apreciat și pentru că ăsta este un aspect
foarte important, extraordinar de important. Așa Așa cum dacă a nu fost merge și, sonorizarea, da, e așa cum a compromis fost și totul. scena din anul acesta, iarăși a fost un element de noutate cu imaginea aceea în spate mărită, Da. așa. Asta a fost ideea doamnei Carmen, a spus, bravo, foarte frumos. Așa. Ecranul pe care s-a Da, proiectat. ecranul, da, și bine că a și putut să pună în practică ideea. Bine, i-am zis, da, ar fi fost și mai frumos cu două ecrane laterale mari, așa. Și uita la mine. Știți cu cât s-ar fi ridicat costul? Știu, da. Tocmai de aia zic că a fost minunat așa, dar poate la anul mai știi, nu știu. Vedem. Și aia focurile de artificii asta, și toate. Da, deci focurile mă de rog, artificii toate. Senzaționale, Da, senzaționale. Chiar da. Toată lumea le-a privit așa cu fără să respire, parcă e extraordinar. Da, chiar, ei, na, încercăm și noi de la ediție la ediție, fiecare să vină cu o idee, să fie ceva nou, indiferent cât de nesemnificativ poate părea. Da, am înțeles că cum e o echipă acolo și e ca da, într-o familie și vai, toată și atât lumea de vine mică, cu... dacă ați ști cât de mică e echipa aia, este incredibil de mică. Sunt câțiva oameni care așează scaune, cum să spun, cară apă, fac tot. Tot, trag la Xerox și așa mai departe. Adică munci din astea care... E mare lucru! Da, e mare iată, lucru. Iată, mi-ați dat o idee la anul să vin înainte de festival și să-i iau așa într-o cameră să-i văd Da, la lucru. Chiar Cred ar că... merita, chiar ar merita. Da, să pentru vadă că... și publicul ce desfășurare de forțe, că așa am numit-o, ce se întâmplă Da. Pe scena vacanțelor și câți oameni sunt în Să spate. Știți că sunt admirabili, admirabili și pe această perioadă de o săptămână ei sunt 24 din 24 în stand-by. Dacă la două noaptea se întâmplă că, nu știu, un invitat a rămas în pană, zic și eu, nu știu, da, la Buguș. Ceva. Da? Păi s-a urcat în mașini și s-au nu dus să ia. Contează Sau... că nu e treaba Nu. lui sau Deci, ceva. Nu, telefoanele nu Da, sunt închise. nu sunt. Nu. Și permanent ești așa, în sau criză. Avem nevoie de un microfon de nu știu care. Da, gata, să vedem de unde facem rost. Da, niște oameni extraordinari. Extraordinari, extraordinari. Bun, sperăm aceiași oameni să-i vedem în acțiune sau să-i vedem așa prin cei care vor susține recitalul pe scenă. Să vedem ce se întâmplă la festivalul numărul 45, la ediția 45 a vacanțelor muzicale. Vom fi acolo, așteptăm cu drag toți nemțenii, știu că așteaptă toți pietrenii, că vin și nemțeni, da, în special da. Pietrenii sunt Da. Cei care așteaptă. Vă doresc multă sănătate și mult succes să puneți mulțumesc. La punct o ediție și mai și ne vedem, bineînțeles, și la anul. Da, cu mare drag. Cu mare drag. Mulțumesc pentru că ne-ați primit în acasă la dumneavoastră și în ceați în poveștile pe care au stat în spatele realizării vacanțelor muzicale. Mult succes în activitate, cum am spus. Da, vă mulțumesc în numele echipei. Cu mare drag. Dumneavoastră celor de acasă, vă mulțumim pentru atenție. A fost un tablou de viață dedicat vacanțelor muzicale. Am avut o invitată pe doamna conferențiară universitară dr. Mihaela Spiridon, directorul artistic al acestui festival Vacanțe Muzicale. Până data viitoare, toate cele bune, la revedere!